Crăciunul, care e mesajul pentru toți locuitorii urbei? Le doresc la mulți ani să fim sănătoși, să avem parte de un Crăciun luminat, să-l petrecem împreună cu familia, să mergem la colind, măcar la cei apropiați, cu cei mici, să facem bradul împreună, să avem masa îmbelșugată. Le urez pe această cale un Crăciun minunat. Se încheie și anul. Cum a fost? N-a fost un an ușor nici pentru primăria Ovidiu și nici pentru statul român, deși sigur că încheiem într-o notă optimistă până la urmă. A fost un an în care nu se văd neapărat rezultate, ci rezultatele vor veni pe viitor. A fost un an de muncă, a fost un an în care s-au depus proiecte ce vor fi vizibile, pentru care se va lucra efectiv din primăvară cel mai probabil. S-a pregătit anul următor, anul ăsta l-am pregătit pe următor. A fost pregătit terenul pentru următorii 2-3 ani de zile, prin toate proiectele pregătite în această perioadă, depuse deja din primăvara anului 2017, unele chiar deja de un an și puțin, toate aflate în diverse faze în cadrul Ministerului. Suntem convinși că în perioada cea mai scurtă probabil că vom semna contractarea cu Ministerul Dezvoltării și cu cei de la fonduri europene și cel mai probabil, așa cum spuneam, din primăvară începem lucrările. Cel mai fericit moment care a fost al anului trecut, care se încheie de fapt acum, chiar și personal? Au fost multe momente fericite. Pentru mine personal, momentele cele mai fericite sunt cele alături de copii. Mi-aș dori să petrec mai mult timp cu cei mici, într-adevăr. Nu spun să mă plâng, dar sunt sigur că orice părinte până la urmă simte asta și mai ales acum în perioada sărbătorilor.